Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Chris Tarot. Voi face astăzi o etalare mai specială pentru cei care vă doriți să vă căsătoriți, fie că sunteți deja într-o relație de cuplu și vreți să știți dacă vă căsătoriți cu persoana iubită, fie că pur și simplu vă doriți să vă căsătoriți, să cunoașteți pe cineva cu care să aveți o relație de căsătorie. Această practică retalare este pentru acest an, dacă vă căsătoriți anul acesta, dacă anul acesta aveți șansa de a avea o relație de căsătorie, o relație care duce la căsătorie. Da? Deci ce șanse sunt de căsătorie anul acesta? Pentru că puteți să primiți propunerea anul acesta și anul viitor să fie căsătorie, nu neapărat că anul acesta va fi și căsătorie. Așadar, alegeți-vă una dintre cele trei variante, deci este adresată ambelor sexe, fie că sunteți femei, fie că sunteți bărbați, fie că sunteți în cuplu, fie că sunteți singuri, divorțați sau văduvi, văduve, despărțite, deci adresată oricui dorește să se căsătorească. Gândiți-vă doar la această întrebare, dacă vă căsătoriți anul acesta sau primiți propunere în căsătorie anul acesta, aveți șansa de căsătorie în acest an. Și variantele sunt prima, varianta roz, varianta roșie a doua, varianta verde a treia. Am folosit inimioarele pentru că vorbesc despre căsătorie, dragoste, așadar relații amoroase. Căsătoria trebuie să fie bazată pe sentimente împărtășite, reciproce, de dragoste adevărată și nu bazată pe alte interese. Cel puțin așa este, așa este idealul. Și haideți să vedem pentru prima variantă, varianta cu inimioara roz, să vedem la voi dacă vă căsătoriți anul acesta, ce șanse sunt, vedem ce spun cărțile de tarot. Aici mi-apare... Poate că unii dintre voi sunteți încă mai iubiți pe cineva din trecutul vostru sau iubiți de la distanță, aveți o dragoste platonică, v-ați îndrăgostit de cineva, dar este deocamdată o iubire platonică, nu aveți un contact fizic. Vă doriți acea iubire pură și profundă. Poate sunteți și în dificultatea alegerii, aveți mai multe ocazii, poate aveți încă mai multe oportunități, nu știți ce decizie să luați sau posibil să fiți îndrăgostit de o persoană care mai are pe altcineva. Aici mi apare că există șanse în viitor să cunoașteți pe neașteptate pe cineva, să vi se pună pata pe cineva. Aici ne apare o aventură benefică și transformatoare. Posibil să aveți o aventură și din acea aventură să iasă ceva. Posibil să cunoașteți pe neașteptate pe cineva, poate o persoană mai particulară, mai aventurieră, poate o persoană mai liberă, o persoană mai tânără, poate să fie o persoană tânără care nu are, nu a mai fost căsătorită sau nu are până în 40 de ani, poate. Această carte, practic, este foarte favorabilă pentru noi începuturi, pentru o nouă șansă în viață, pentru o nouă relație, pentru o nouă căsătorie. Anunță, practic, niște noutăți pentru voi benefice, dacă veți ști să acceptați noul, dacă veți risca, poate vă riscați inima, nu? Sau încrederea. Pot apărea noi experiențe și impulsionări practic surprinzătoare care vă vor, poate, vă vor putea face practic foarte fericiți dacă sunteți în căutarea de emoții puternice. Ea poate să vorbească despre faptul că aveți de făcut o alegere liberă. Da, deci trebuie să... Să fiți liberi să alegeți, să fiți liberi să lăsați, deci trebuie să faceți din toată inima, să lăsați pe cineva să intre în viața voastră. Veți avea un stil de viață mai liber, vă veți iubi, practic, poate veți avea o relație nu de căsătorie, ci de libertate de plină în relație, să zicem așa, da? Deci fără constrângeri, fiecare face ce vrea, deci aveți șansa să cunoașteți pe cineva, o persoană cu o gândire mai liberă, o persoană care are o concepție despre viață mai în care își dorește mai multă libertate și acordă partenerului mai multă libertate, faci ce vrei, fac ce vreau, ceva de acest gen, da? Deci veți
Cartea prefigurează pentru voi că veți avea un stil de viață liber, fără convenționalisme, în care trăiți cu inocență spontan și fără griji, în care puteți avea parte de experiențe sexuale dezinhibate și lipsite de prejudecăți. În orice caz, cartea prefigurează pentru voi de la varianta inimioară eros că vă așteaptă o nouă aventură. Nu se prefigurează așadar anul acesta neapărat o căsătorie, ci mai degrabă o relație plină de emoție, de veselie, de spontaneitate, de libertate. Sfatul este să nu vă pierdeți entuziasmul și să continuați pe calea voastră. Poate voi sunteți chiar niște persoane care vă doriți libertate. Sunteți libere, vreți să fiți eliberați de orice constrângeri. Unii dintre voi poate chiar sunteți divorțați de curând, sau doriți terminarea unei relații în care nu mai puteți să mai fiți, nu vă simțiți în largul vostru, doriți mai multă libertate și puteți avea de-a face, v-am spus, de relații aventuroase anul acesta, deci nu de căsătorie neapărat. Haideți să vedem și la a doua variantă, la varianta cu inimioara roșie. Să vedem la voi dacă vă veți căsători anul acesta, dacă primiți propuneri de căsătorie anul acesta, dacă aveți oportunități de căsătorie, să aveți o relație care să ducă la căsătorie. Deci să vedem dacă vă căsătoriți anul acesta, cei care v-ați ales varianta inimioare roșii. Aici mi apare mai degrabă o separare, o infidelitate, deci atenție că puteți să aveți parte de relații care nu sunt destinate succesului. Să vedem. Da, separarea. Deci, posibil că anul acesta nu e singurătate, treceți printr-o perioadă de transformare, de modificare, de poate și printr-un doliu, o durere, sunteți încă suferinți după o despărțire sau sunteți într-o fază de clarificare a unei situații sentimentale în care ați fost până acum. În orice caz îmi apare această separare. Poate chiar dacă sunteți într-o relație sentimentală, practic nu duce la căsătorie această relație, ci mai degrabă la separare, singurătate, sau va trebui să clarificați ceva, să puneți cărțile pe față, ambele persoane implicate în această relație, da? Deci cartea poate să ducă chiar la ruptură, la despărțire, care poate este dureroasă, dar este necesară pentru că vă lasă spațiu liber la noi începuturi, da? Deci aveți nevoie practic să treceți prin această separare ca să puteți să înțelegeți mai bine de ce voi aveți nevoie și ce separarea vă va dezvălui mai mult despre voi și despre cealaltă persoană. Aceasta nu este neapărat o carte rea care va ieși, ci mai degrabă vorbește despre faptul că trebuie să vă rupeți poate repede de o relație care nu mai funcționează, care nu vă aduce nimic. Există chiar riscul de divorț, deci în relația în care sunteți, chiar dacă ar fi să vă căsătoriți, această relație pare destinată divorțului. Aici vorbește mai mult, deci dacă aveți șanse să vă căsătoriți. Nu, aici îmi spune că este chiar separarea definitivă într-o relație de cuplu. Deci posibil relația în care sunteți, dacă așteptați ca această persoană să se căsătorească cu voi, este foarte posibil ca această, la un moment dat, relația să se rupă anul acesta, să nu ducă către căsătorie. Nu trebuie să începeți nimic anul acesta, nimic nou, practic. Așteptați un moment mai prielnic și sfaturi mai bune. Totul este să nu vă învinovățiți pentru ceea ce se petrece, dar nici să nu vă autocompătimiți. Treceți poate pentru o etapă tristă în viață, dar este trecătoare și din care veți avea numai de învățat. Vi se testează poate și buna credință, loialitatea, iubirea, bunul simț sau poate încrederea în Dumnezeu, că niciun fir de păr de pe cap nu poate fi atins fără voia lui Dumnezeu. Totul are o rațiune divină. Trebuie să vă simțiți onorați că ați fost aleși pentru această încercare. Carta îmi prefigurează poate pentru unii dintre voi chiar să rămâneți văduve. Poate că în relația de cuplu în care sunteți, poate persoana iubită îi se întâmplă ceva. Poate să fie și o astfel de situație, Doamne ferește, nu e de dorit. Deci această separare este o separare care vă aduce o durere. Pur și simplu nu vă iubește, nu se împart sentimentele cu persoana iubită la voi la care v-ați gândit, iar care sunteți singuri, îmi apare că mai continuați și anul acesta să rămâneți singuri pentru că trebuie să învățați niște lecții, trebuie să vă vindecați durerile, da? Încă sufletul vostru suferă, plânge,
pentru o relație pe care, în care ați fost poate dezamăgiți, trădați, înșelați, că mi-a ieșit acea infidelitate din tăiera, da? Deci poate voi ați fost înșelați, mințiți, trădați, așteptările voastre nu au corespuns, realitatea nu a corespuns la așteptărilor, persoana iubită nu s-a comportat așa cum vă așteptați sau nu a fost cine a crezut voi și așa mai departe. Și acest lucru va îndurera foarte tare și voi încă mai aveți răni, nu le puteți încă uita și atunci nu puteți uita acea persoană sau ce v-a făcut și atunci nu puteți să începeți o nouă relație. Trebuie să vă, dar trebuie rapid să faceți aceste pași, dacă vreți să într-adevăr să vă și căsătoriți, să găsiți o altă relație, să vă căsătoriți. Cam asta este ce vede pentru a doua variantă. Și să vedeți și la a treia variantă ce spun cărțile dacă vă veți căsători anul acesta, dacă aveți propuneri de căsătorie, dacă aveți relații, aici mi-apare ocazie, un succes, voi puteți să aveți ocazie, mi-au rata norocului, destinul vă este favorabil anul acesta. A ieșit acea carte care îmi sorâde deja aici, iubire platonică. Poate cineva vă iubește în secret sau sunteți îndrăgostit în secret de cineva. Să vedem. E o persoană romantică care poate e chiar destinul pentru că mi-a ieșit stelele care iară să îndrăgostește, iară să sucește această carte. Să vedem dacă vă căsătoriți anul acesta. Să vedem pentru cei de la varianta verde dacă vă căsătoriți în acest an. Aici voi trebuie să vă echilibrați, puteți să vă căsătoriți anul acesta, puteți să aveți o parte, să vă faceți o familie, dar întâi trebuie să vă echilibrați, poate să vă armonizați cu propria familie, să vă întoarceți la familie sau părinții, cu părinții, să aveți o bună relație cu părinții și frații, să vedem. Da, există fericirea profundă și deplină. V-a ieșit aici cartea corespondentă Soarelui din tarot, din tarotul normal, și este corespondenta zodiei Leu. Voi puteți să cunoașteți poate pe cineva din Leu, sau voi sunteți, chiar voi sunteți în zodia Leu, și cartea prezice succes de plin, întărirea relației voastre, dacă sunteți deja într-o relație de dragoste cu cineva, o relație stabilă, o relație profundă, îi aduce chiar la căsătorie, chiar primiți această, puteți primi cartea. Este practic împreună cu cartea, o altă carte, cartea Lumea vorbește despre cea mai norocoasă carte din tarot, practic, această carte, fie în tarotul iubirii, fie în tarotul normal, deci este foarte norocoasă, prezice o împlinire completă, un succes pe toate planurile, deci dacă voi, deci nu numai și depășirea oricărei probleme sentimentale, deci dacă în relația de cuplu mai sunt de ceva dificultăți, acestea se vor rezolva, se vor topi, soarele va încălzi inimile, da? Deci această reveniți la viață, să zic așa, da, înfloriți, vara va aduce vouă foarte mult succes, probabil, deci soarele va fi benefic, veți fi dispuși, practic, să vă împărțiți bucuria voastră cu persoana pe care o iubiți într-un climat de liniște și blândețe. Situația, practic, amoroasă, dacă sunteți deja într-o relație, evoluează în cel mai bun mod posibil și sau veți avea parte de o întâlnire emoționantă destinată să evolueze într-o relație armonioasă, amoroasă, stabilă, durabilă, plină de iubire și care duce clar la căsătorie, da? Deci după, sau în relația de cuplu, după furtună, viața voastră relațională va cunoaște momente de mare liniște și de mare bucurie, iar căsătoria, clar, aceasta vi se prezice, această carte prezice, dacă vă doriți să vă căsătoriți, căsătorie și copii chiar în viitor apropiat, deci veți avea întotdeauna alături de voi un prieten sincer pe care să vă bazați, deci în orice caz veți avea relație de cuplu foarte relaxantă și destinsă, veți avea, deci, parte de o căsătorie fericită. Deci vă veți căsători într-adevăr cu cineva cu care să vă înțelegeți bine, cu care să aveți multă căldură, sentimente reciproce, da? Deci sfatul este să vă valorificați din plin bucuria de care aveți parte acum și să nu creați neliniști inutile. Deci bucurați-vă din plin de viață, bucurați-vă pur și simplu, simțiți în inima voastră pofta de viață, dragostea, dorința de a vă căsători, pentru că veți avea parte în curând chiar, da? Deci anul acesta cu siguranță aveți oportunități, că v-am zis și din tăiere, v-am zis și din ce a ieșit din destinul, stelele vă sunt favorabile, e scris în destinul vostru să aveți această căsătorie
fie că e prima, fie că e a doua, e și scris în destinul vostru ca anul acesta să primiți propuneri. Depinde de voi dacă vreți, pentru că știți cum e, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Stelele predispun, dar omul dispune. Cărțile la fel, îți pot indica o anumită situație, că se poate întâmpla sau nu, dar și ea depinde dacă tu vrei să se întâmple, dacă tu îți dorești să se întâmple sau dacă tu accepti să se întâmple. Cam asta este ce pot să spun și la a treia variantă. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-au dezvăluit viitorul, că vă ajută să vă îmbunătățiți viața de zi cu zi, să vă împliniți visele și să aveți o viață plină de succes, o căsătorie reușită cu persoana pe care o iubiți și care vă împărtăși sentimentele pe deplin. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube și dacă încă nu sunteți înscriși pe acest canal, vă invit să o faceți. Lăsați-mi și feedback-ul vostru, mesajele cum vedeți aceste predicții și vă doresc în continuare o zi plăcută, să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!